Hello people, bună și bine v-am găsit într-o nouă zi. În acest clip vă voi prezenta un produs de la Balea, șamponul uscat. Eu l-am cumpărat pentru că mi se unge părul foarte repede și ar trebui să mă spăl foarte des pe cap. Dar uneori nu am timp, nu am chef. Este recomandat tuturor, vă recomand în caz că vă aflați în criză de timp sau nu aveți chef sau nu aveți acces la apă caldă. Acest produs este pentru toate tipurile de păr. Îți oferă un plus de prospețime, un miros plăcut, îți oferă un plus de volum, îți curăță părul, îți dă un efect de curățare rapidă și în doar câteva secunde. Eu am citit totul cum întâi trebuie să-ți piepteni bine părul. Și ca să-ți protejezi hainele, ar fi bine să-ți pui un prosop pe umeri. Eu îmi voi pune ca să nu murdăresc acest training, că se vede imediat pe această culoare neagră. Verizează la 20 de centimetri de părtare. Și trebuie lăsat puțin să acționeze. Și hai să începem. Dau acest agrafe jos. Îmi voi pieptăna părul. Și eu îl voi prinde așa pe secțiuni. Eu, având în vedere că eu am păr, un fir de păr, firul meu de păr este foarte subțire și se unge foarte repede, așa că trebuie să mă spăl de 2-3 ori pe săptămână. Așa. Iar acum voi agita bine. Iar acum vreo 20 de centimetri, eu am măsurat cam așa o palmă și 2-3 degete, cam așa depărtarea să fie. Și îmi voi pune să o dau pe... Să-mi iau oglinda, că nu văd. Miroase ca un fixat. Văd. Iar acum îl voi secționa. Doar puțin. Voi lăsa ca să mai dau și pe partea asta. No air. Iar acum voi lăsa puțin să acționeze. Și voi masa așa ca și cum mă spăl pe cap. Ce relaxant. Wow, cât de volum mi-a dat. Și scrie pe el că este, oferă un plus de volum. Iar acum îmi voi pieptăna părul. Îl voi aranja.
Și gata, acesta este rezultatul final. Am un păr proaspăt. Să-l prind înapoi cu agrafă. Am un păr acum strălucitor curat. Zici că e proaspăt spălat. Acesta eu l-am lăsat 6 în 1 pentru că mi se pare că conține foarte multe chestii. Erau pe mai multe, sunt mai multe tipuri de șampoane uscate pentru păr deschis la culoare sau pentru păr închis, dar eu l-am luat pe acesta pentru că este pentru toate tipurile de păr și conține 6 în 1. Toți ne dorim să fie cât mai ieftin și să fie cât mai calitativ. Să vedem și ce conține. Propane, alcool, hexilcinamal, alfa-izometil, ionone, linalol, citronelol, parfum, etilhexilsalicilate, tantriol, sativa, star, cetrimonium, clorid, pantenol. Câte chestii conține! Uitați-vă aici! Și așa arată șamponul uscat, dacă vreți să vă luați și voi această variantă. La câte chestii conține periculoase, nu l-aș folosi, doar în cazuri extreme de urgență, când chiar nu mai ai timp să te speli pe cap și ai nevoie și trebuie să arăți bine, să arăți cu părul spălat, atunci l-aș folosi, dar așa nu l-aș folosi. Prefer să stau cu părul uns sau, dacă nu, să mă spăl la timp. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi scrieți. Dacă și voi ați folosit acest șampon uscat și cum v-a ajutat și cât de des îl folosiți și experiența voastră cu acest șampon. Eu îl folosesc ca doar prima oară l-am testat. Mi s-a părut ok. Sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare, numai bine, vă doresc pace, sănătate, v-am pupat!